Salutări, fraților, și bine v-am găsit. Iată că sunt iar cu crize de voci interminabile în etape curgătoare, gen dimineața am avut o criză, acum iar am o criză și tot așa, și se repetă și iar se repetă până mă scot din sărite, că nu mai pot deja. Am creierul pe botic cu Vilbem, tot mai asta a avut, tot un domn bun Vilbem, tot un mac și doi bas să rămâneți nețiu Vilbem și toate porcăriile astea pe adăluțul Vilbem, tot un domn bun Vilcerus, doar pe botic cu Vilbem. Și tot boticuțul meu, tot un mac și doi bas să rămâneți nețiu Vilbem, tot un domn bun vir meu, doar al meu. Pe boticu Vilbem. Nasol. Și pe mine ar tot un mac și doi, ba să rămâne. Țineți Vilbem. Se audă aceleași chestii la infinit și m-am săturat deja de repetările astea și am zis că trebuie să fac ceva, să ies din starea asta, pentru că dacă stau și dorm și iau pastile, nu reușesc să ies din starea asta psihică, dacă nu fac o activitate psihică pe calculator. Gen să mă updatez canalul cu videouri noi, cu content nou, cu diverse chestii noi, sunt foarte nașpa la capitolul cap. Deci pot să zic că sunt dereglat total, am o formă de schizofrenie acută care se tratează cu tratament dur și vă zic eu că nu aș vrea să fiți în locul meu. Pentru că e foarte stresant să se repete cuvintele astea la infinit, că ajungi să le dai crezare și e nasol de tot. Dar am rezolvat cu microfonul și sper să nu se mai aude ecou. Acum hai să-i dăm cu stream-ul, că dacă tot am deschis acest stream, de ce să nu îl continuăm, nu? Începem cu Killing Floor, o să jucăm vreo două mape, patru runde, fiecare dintre ele, și după aia o să ne băgăm pe Hunter Call of the Wild. Nu o să stau foarte mult în după masa asta pentru că nu mă simt prea grozav și am un stres așa interior că nu reușesc să-mi găsesc cuvintele potrivite pentru a face acest stream. Și nu vreau să iasă un Vaxalbina, vreau să iasă un stream cât de cât decent, care să prindă la voi și să vă placă, gen să vă uitați la el, să auziți comentariile clar, să fie totul clar, știți? Și e destul de nasol un maxul ăsta înrocit, că am trimis-o pe soția mea să ducă la doctorul psihiatru să-mi dea tratamentul. Data trecută m-am dus eu că m-am simțit mai bine și m-au luat crizele după ce am ajuns acasă. Deci pe la, nici nu mai știu pe la cât, nu-mi luasem pastilele dimineață și mă simțeam foarte, foarte bine. Deci când m-am dus la doctor n-am avut nicio criză. Și nici când m-am întors am luat autobuzul. Și a fost totul ok, știți? Adică n-am avut niciun fel de crize așa nasoale. Dar acum s-au intensificat de vreo câteva zile și e nasol, se repetă. De aseară începând. Că ieri dimineață până seară n-am avut nicio problemă. Ieri dimineață mi-am luat pastilele pe la 11. Am dormit câteva ore ca să se facă efectul, că numai așa își face efectul pastila care le iau, pastilele care le iau își fac efectul. Și până pe la vreo 6 seara, când m-am apucat să fac efort fizic și să-i schimb pe porcușor, să fac gălăgie, n-am auzit nimic. Dar de la 6 în sus, un bombardament de voci continuu până pe la vreo 10-11, îngrozitor, nene, îngrozitor. Și astăzi și mai rău. Dimineața când m-am trezit pe la 10, am zis că mă mai trezesc mai devreme și mai fac un stream, dar n-am reușit să mă trezesc. Că eram cam obosit un pic, am zis că mai stau, că nu știu ce, dar n-am reușit să mă trezesc mai devreme. Și uite așa, m-am trezit pe la 10 dimineața. M-am trezit pe la 10 dimineața și
am făcut de mâncare ceva și am început să aud iar. Și continuu, frate, la foc continuu, deci începând de aseară, de pe la 11, la 11, la ora aia n-auzeam nimic de obicei. La ora aia nu s-a mai auzea nici pixul. Stai să se buteze screen-ul ăsta. Și simțeam nevoia să povestesc cu voi această situația mea nasoală cu vocile, că e destul de nașpa, fraților. N-ați vrea să fiți în locul meu, să vedeți cum se aude și cum se simte. Se simte foarte nașpa, e o sănătate de stres permanentă când te acaparează vocile și e destul de nasol. E o senzație de stres. Asta e tot ce pot să vă zic. E o senzație de mega stres. Ești stresat, te uiți în jurul tău să vezi dacă nimeni nu vorbește despre tine și e nasol. E o chestie la care nu mă așteptam, sincer să fiu. Acum nici nu știu ce hartă să luăm, sincer să fiu. Dar să vedem toate hărțile. Crash-ul a jucat-o. Z-Landing. Steam Fortress. Asta n-am jucat-o. Steam Fortress. Dar nu m-ar tenta să o joc. Righe nașpa. Righe pe o platformă, pe undeva. Shopping spree, asta merge, că e de Crăciun. Vreau iniția hărți de Crăciun, dar asta e doar pe mall. Shopping spree. What can be bad at this map? What can be bad at this map? Hai să luăm pe asta întâi. Hai să o luăm pe asta întâi, să o disecăm și după aia trecem la... E un mall din ăsta, care din câte știu are și outdoor level. Adică e și afară mall-ul. Are și outdoor. Am zis că trebuie să fac ceva să-mi consum energia, că am dormit foarte mult zilele astea și probabil că și asta o fi o cauză, lipsa activităților psihice. M-a dus la concluzia asta să aud continuu. Că dacă eu încerc să combat vocile astea cu eforturi psihice pe care le fac, ar fi altceva, știți? La ce mă refer? Hai că harta asta e mega șmecheră. Deci clar nu e asta harta, dar o jucăm 4 wave-uri. Indiferent ce ar fi, jucăm 4 wave-uri harta asta și după aia joc Ash of the Asylum și după aia o să joc 3 hărți continuu. Trebuie să mă înving starea mea psihică și trebuie să lupt cu mine, n-am ce să fac. Trebuie să mă întorc la lupta continuă pe care o am de făcut cu vocile. Și să mențin coerența vorbirii permanentă. Că n-am ce să fac, frate. Sunt blestemat să aud vocile astea toată viața. Și e nasol, frate. E nasol, că puteam să nu le aud, știți? Și să fiu sănătos complet. Până la finalul vieții. Adică eu nici de sănătate, nici de bani n-am parte. Dacă aș fi avut măcar bani, o avere, ceva, aș fi zis, bă, mă tratez doar. Dacă aș fi avut vreo avere, ceva, dar n-am.
Și aș fi vrut sincer să fi avut vreo avere. Da, nu e. Trebuie să am activități psihice. Că dacă n-am activități psihice, sunt ca și compromis. Trebuie să mă mențin permanent ocupat psihic. Să mă uit pe net de diverse chestii, să nu mă uit la... Să nu mă uit la tâmpenii, să mă uit la ce trebuie. Doar la ce trebuie. Gata, am luat tot ce-mi trebuie. Tamigan era ceea ce-mi trebuia. Ca să pot să avansez mai repede în level. Tamiganul. Uite aici, un brad de Crăciun. Foarte mișto levelul ăsta. E destul de mare mall-ul, am ce să zic, e măricel. E măricel. Dar aș fi preferat să aibă și un outdoor level. Gen, uite aici cum e afară. O ninsoare, ceva, gen să ieși afară din magazin, să te plimbi pe acolo. Că așa pe total nu erau. Dar doar 4 wave-uri, nu bag 10 wave-uri, că n-am înnebunit. Că 10 wave-uri mi-ar lua o oră să le fac. Și nu vreau să pierd mult timp cu jocul ăsta. Vreau să joc în doze limitate, frate. Vreau să joc în doze limitate. Hai bă, mori odată. Dați bă să mă încarc Tamiganul. Ce repede mi se consumă muniția la arma asta, să-mi bag picioarele. Hai că mai aveam unul singur, care bântuie pe aici, pe magazin. Uite-l. A explodat, gata. S-a... Dacă îmi pică Dr. Hans Volter, e cel mai bine. Uite, și facem upgrade. Facem upgrade la Tomigan. Deși aș vrea să văd și cum e miniganul. 268 de glanțe. Aș vrea să văd și cum e miniganul. Aș vrea să-l cumpăr. O dată, măcar. Ia uite, copacii sunt animați. Foarte mișto harta, frate. Nu, e asta azilul și aia crash, o să o fac de 4 wave-uri fiecare. La foc continuu, după care luăm o pauză de țigară și după care trecem pe Hunter Call of the Wild, Yukon Valley. O să jucăm azi. Yukon Valley sau cealaltă. Nu mai știu care era, că avea, mai era una cu tren. Mai era o hartă cu tren. Happiness is, as they say. Come on. This one's gonna topple. Down they go. I should get paid a bonus for this. Didn't like that, did you? Ah!
careful, flash cars! And that's just the first call. Crap, it's gone postal! Happiness is, as they say. Time for some worky work. Come see me. The pod's safely open. Nicely done. I saw the way you took down that flesh pound. It didn't stand a chance. Magnifique. Așa, minigun. Miniganul, frate. Miniganul, 630. Holy moly. Mamă, cum e miniganul. Holy shit. Abia aștept să-l folosesc. Bă, deci cu miniganul o să fac dezastru. Cu miniganul cred că am să joc dacă nu vorbă. More Zeds on the way. Stop things on rap, as they say. Final. În sfârșit, frate. He shoots, he kills. Mam. Must he got your attention, eh? Just picking them off. Help, help, I can't get off here. Tamiganul fac damage mai mare. Tot Tamiganul dă damage mai mare. Orice ai zice, orice ai face. Și are 50 de gloanțe pe încărcător. N-ai treabă cu Tamiganul. Final choices, people. Enemies on the scope. Oh.
last chance. I have to power down the pod. Sper să nu fie patriarhul următorul. Dacă e patriarhul, nu-l pun jos. Dar o să mă lupt cu el. Pod closed. Go make a difference. Patriarhul e. V-am zis? If you want someone dismembered properly, do it yourself. I've torn better warriors than you into little pieces. Why do you struggle? Not yet, yet. And your torment is your own creation. Watch out! I've got it's to check this. Just now. It's my agent. I'm surprised you made it this far, the way you fight. Time for some worky work! Whoa! It's got me! And that's just the third! Stop that this instant! Maybe I'll clone you so I can kill Beat you down. Over and over again. Didn't like that, did you? The dead's nearly this dead! Is not... Oh, stop that! The judge didn't see that coming, did you? I have to prove save me my children. Show them how much you love me. Think you're hard, do ya? Maybe I'll clone you so I can kill you over. And you'll prepare to... Ah! Die. Not dead yet. Who here likes gun? Didn't like that, did I? I will. No, this will not happen. This isn't fair. Da, n-avea că m-a prins în colț. M-a prins în colț patriarhul. Bun. Grizzly load speed, ok. Yeah, sexy to home menu. Ok. Bun, shopping spree. Următorul Ash with Asylum, Survivor, Normal, 4 Waves. Yeah, seasonal skins, launch game. Ok. Și am pus un frig afară îngrozitor. E un frig foarte nasol afară. First batch of Zeds heading your way. Get ready, Tullemond. Mother Nature appreciate it. Get ready, Tullemond.
E, asta îmi place, că poți să o iei pe aici până azil. Și asta level commando. Open again. Și evident și logic, o să luăm Tamiganul. Da. Is it just me or is it hard to see much? Evident că o să jucăm mai așa cu The Asylum. Ce altă hartă putem să jucăm noi, care să fie mai potrivită pentru, ca atmosferă, pentru titlul ăsta? Hai să fim serioși acum. Break time's over. Get back to work. More Zeds inbound. Get into the trader pod and gear up. That one me likey. Adică îmi place. Pe românește. Me likey that. More Zeds on the way. Start to wrap things up, as they say. Yeah, I know. N-ar fi stricat să fie adăugat și puțină ploaie la zilul ăsta. Dacă ar fi băgat și niște efecte de ploaie, ar fi fost demențial. Să bagi niște efecte de ploaie. Protect the area.
Avem protect dieria. Never been a fan of blood. Something cloaked is sniffing around here. Just picking them off. Watch it, siren! And that's just the first call. Damn it! Can't hear anything! Loads more with that car! Now, sod off! Load. Fantastic work. Area remains unbreached. Ears! Hurt like hell! Grab me, my ears! Impressed. Your work was flawless. Okay, mega XP o vieții. Didn't know what hit it just now. Very nice work. Mega XP u vieții. Aici stau să-mi bag picioarele. Aici îmi place cel mai mult din azil. Singur loc care chiar îmi place. Final. Hai să vedem. Am o veniță încoace. Veniți încoace, că am eu act de cojocul vostru. Ia uite-i bă, frate. O treci pe ăsta. Da, dacă aveți probleme, gen, pe Streamlabs, folosiți opțiunea Micaux, o dați pe off. Acolo unde vă apare decibelii. Da? O dați pe off. Dacă vine flashpound-ul. Nu e chiar un flashpound, e un nutcracker. C-am băgat în priză. Doi nutcracker pe mine. What, you're gonna crack my nuts or what? Dați un pic să mă hiluiesc. Fac și a rămas fără muniție. I'm a real survivor, good for me. Just glad it's not my blood. Not that much of a good survivor, dar m-am descurcat, am încercat și eu să... You own the money. Now spend it. Bun, autofill. Ok. Autofill. Ok, let's recharge this bullshit.
recharge this bullshit. No. Time's almost up. Beat. Time's up. Go kill some Zeds. Ah, Dr. Hans Volta. I will crush you all like little Mooka. It will be my, what shall I call it? My entertainment break. Come out, wherever you are! Hi, Dr. Hans Volta, vino. You bad warrior, scared of an old man. Time for a new experiment. Vorbești prea mult. Coaie. Gata, victory. Victory pe Asylum, nu vine să cred, frate. Am făcut victorie pe Asylum. Bravo. Thanks to me. Aici facem și aia cu Crash-ul pe Winter și după aia intrăm pe Hunter Call of the Wild, da? Și să văd cum mă simt mai încolo, că poate jucăm și un FS, nu știu ce să zic. Nu vă promit nimic, nu vă pot promite absolut nimic. Dar vedem, în funcție de cum mă simt, da? Că parcă dacă am activități psihice e mai ok așa. Hai, bărbă, mă duc și eu la o țigară.
Așa. Bun, alegem Crash. Crash, jucăm următoarea. 4 Waves, da, lansăm jocul. Am înțeles, fă. N-am nevoie să vorbesc cu tine. Maxul tău, tâmpit. Fiți-ar Maxul să-ți fie de râs. Da, nașpa, frate. Va trebui să mă internez după sărbători, după Crăciun și după Revelion. Va trebui să mă gândesc la o internare, că n-am ce să fac. N-am ce să fac, frate, mai ales că săptămâna viitoare am treabă și o să fie nasol, știți? O să tot aud aceleași. Safety's off. Never did get my skis back off Bethany. Worth it, though. And the Bostonator takes round one! Toată semincioara, vobem. Job done! Vomeu. Doar pe boticul vorbeam. Hai bă. Toată semincioara, vobem. Vobem. Așa se aude. Doar pe boticul vorbeam. Tot boticuțul meu, tot un Max 2, ba să rămâneți. Ne ți-l bem. Îi iau pe toți vecinii vorbind din jurul meu același chestii. Deci e nașpa, frate. Tot un gheuz bun, ba să rămâneți. Ne ți-l bem. De-aia zic că la spital oricum o să nebunesc acolo și o să iau razna. La spital de nebun, că acolo vorbesc că ea non-stop, frate, mai ales asistentele și toți. Toți, frate. Toți în aceeași oală. Yes, I need medical attention, I know. Dar vreau să joc Carrick Street. Ce v-am zis eu în legătură cu jocul ăla, vreau să-l joc. Vreau să-l joc Carrick Street. Neapărat vreau să-l joc. Joi când apare. Deci Carrick Street chiar vreau să-l joc. O să fie un joc mortal pentru iOS și pentru Windows. O să fie crimă jocul ăla. Abia aștept să-l joc. Cu mașini. Și mai bun decât Unbound-ul. Clar. Din ce am văzut eu până acum la Driftache și la d-astea, e mult mai bun decât Unbound-ul. Fac mașini de drift. Ai control din ăla, așa, arcade style. E foarte fun. O să fie foarte fun. Are și case, are și multe chestii. Deci harta asta e crimă, fraților. Tot ce pot să zic developerilor de la cât mai multe hărți în genul ăsta. Tot ce pot să transmit developerilor este să facă cât mai multe hărți în genul ăsta. În genul ăsta. Da. Faceți cât mai multe hărți în genul ăsta. Că e foarte șmecheră. Dacă vin nemernicii de pe îngeniți. Ia uite. And that's just the first course.
Hai că mai am unul singur. Și la level 10, by the way, deblochez. Get for the indicated pod for resupply. Ok. Wave-ul 3 din 4, deci suntem bine. Out of here. Upgrade. Bun, 30, așa. Cred că după harta asta o să mă bag pe... pe Hunter Call of the Wild. Nu mai știu cum se numea harta aia, rezerva aia, mă refer parcul la Yukon Valley, sau nu mai știu cum zicea. Parcă Yukon Valley era, din câte amintesc eu, nu mai știu exact. Trebuie să mă uit în orice caz. Să mă uit peste rezerve. Să văd care dintre ele era, care dintre parcuri era. Keep the area secure. Asta ce e, nemțoaică? Le vorbește cu zi. Tu ză. Ză area secure. Dacă avem obiectiv nou. Ia uite, deja a patru măcelăriți. Probably got a cloak Z here. Nu, că aici a stat. Hai bă, frate. Deci uitați-vă de setarea aia cu mic aux la Streamlabs, da? Ca să dați jos ecoul la microfon. Dacă aveți Windows-ul freshly installed, cum am eu. De ceva timp. De vreo câteva, de vreo săptămână sau ceva. Like snow business. Come on, it's funny. There is no business like snow business. Alors, you need okay. Ammo. That's a hit. Bon. Final choices, people. Enemies on the scope. Yeah, I know. Enemies on the scope. Hurry up. Zeds are getting closer. Hai să ne încălzim și noi la foc aici. Ah, ce bine. Ca boschetarii, frate. Final.
Stai ca vin 2 flash pump de aici. Mamă, ești nebun, frate, să rămâi fără muniție. I'm not loving the undergroundness of this place. Bon. Hai, 39 de secunde. Final boss wave. Aici pe scările astea jos ce-o fi? A, e un passage de-asta. Mamă, ce mi-a venit răgăiala să-mi bag picioarele. Sper că acum se înregistreze fără eco, să-l mai am eco la microfon, ca asta era atât ce-mi doream, să scot eco de la microfon, să nu se mai audă ciudat. Să se înțeleagă ceea ce am de zis aici. Boss, hai să vedem. A, ăsta? Îl facem repede pe Krampus. Hai Krampus. Hai Krampus. Victory, level 9, comando, gata. Am pus jos pe Krampus. Yes. Ce vrei cu aia? And the Bostonator takes round 1.
Gata, ți-am zburat ca pățină. Și victorious, motherfucker. Victorious, motherfucker. Gata. Yes. Păi cam asta a fost aventura cu Killing Floor. Sper să vă fi plăcut. Și acum trecem la o țigară. Rapid. La o țigară. După care mă duc și joc Hunter Call of the Wild. Pe Yukon Valley sau nu mai știu pe care dintre ele. În orice caz e o rezervă care vreau să o încerc. Dar nu mai știu care era. Hai să intrăm în The Hunter Call of the Wild. Și poi mâine Carrick Street, fraților. Abia aștept să iasă Carrick Street. O luau să fie peste NFS. Vă zic eu. În primul rând, casele cum arată. Doi la mână, curțile cum arată de la case. Trei la mână, mașinile care sunt mult mai multe. Cred că nu sunt inteligențiate, dar sunt foarte mișto. Și orașul care arată foarte bine. Nu e așa mare ca cel din NFS, dar e destul de ok. Are și parcuri, are și zone verzi. Exact ceea ce îmi trebuia mie acum. O doză de adrenalină la bordul unei mașini, are și cockpit view, are tot ce-i trebuie pentru un joc de iOS. Și faptul că îl fac și pe Windows contează foarte mult pentru mine, cel puțin. Adică o să însemne foarte mult. Bun, select reserve. Nu Hirschwelder. Revontuli, Mississippi Acres, Rancho del Tavaroa Park. Nu Silver Ridge Peaks. Nu Yukon Valley. Nici Parcul Fernando. Layton Lake District. Așa. Asta era rezerva pe care vreau să o jucăm. Bărâbă, mă duc și la o țigară și revin la... Ok? Vreau momentan cu caracterul așa în idling și revin după aia, da? Hai, bărâbă!
Așa. Bun. Bun, luăm autoturismul ăsta. Luăm ATV-ul. Facem un hunt scurt, vânăm măcar un animal și după aia ieșim. Asta o să facem acum. O să vânăm un animal și după aia mă opresc că iar a început boticul și pana mea.
Ce faci, băi? Căță. Hai să vânăm ceva, frate. Că mi-a speriat prada. Bun, safe harvest. Mus. Yes. Accept. 676. Just now. Ok. Let's go into the deep forest.
feed zone pentru urși aici în pădure. Stai că tocmai dădusem peste un elan. Mă rog. Bă, m-am teleportat aici. Hai să mergem la unde e steagul ăla.
Hai, urcăm pe aici. A, aici e faină. Ia, avem vreo... Avem vreo... Casă pe aici? Aici sunt urci. Aici putem să punem urci, frate. Hai un urs doar să punezi. Măcar atâta. Un urs măcar.
Și iată că acum în spate ar trebui să fie un mascul de lan. Ei, am fost un elan mascul. Po. Mamă, ești nebun la cap, am vânat un elan mascul. Dar ce mi-a făcut? M-a atacat, frate. Bun, gata. Gata și cu asta. Gata și cu asta, fraților. Ce pot să vă zic? Să aveți o după masă faină. Ne auzim în mai târziu. Într-un alt episod care o să-l fac. Tot cu Hunter Call of the Wild sau cine știe cu ce joc. Vedem. Și ne auzim acolo, da? Hai. Ce să zic? După masă plăcută, să aveți seară faină și ne auzim mai târziu, pe la 7-8, așa, dacă nu, acum mă trece să mă trezesc, dacă nu, mâine dimineață sau dacă nu, pe la 11, noaptea. Da? Și vedem atunci ce mai povestim, ok? Că aștept să apară ăsta Carix Street ca să pot să-l joc. Că vreau să-l joc neapărat. Așa că rămâne să vedem ce facem cu Carix Street joi, când se lansează oficial pe Windows, da? Că mai aveam un pic și eram în stare să-mi iau un iPhone pentru jocul ăla. Dar am zis că mai aștept pentru că nu are sens să dau banii pe un iPhone acum, că e destul de scump și nu merită. Pentru un singur joc, de-aia zic, care apare și așa pe Windows. Așa că nu mai contează că o să poți să rulezi și pe laptop, o să fie ok. Bun, și nu are nici cerințe foarte mari jocul, deci e ok, are și cockpit view, o să fie peste NFS, zic eu. Asta e părerea mea personală. Și proprie. Să vedem acum ce o să fie de capul lui când o să apară. Joi. Mai e o zi de așteptat. În afară de asta. Care deja aproape a trecut ziua de azi. Bun. Hai, ne auzim mai târziu. Sau dacă nu, mâine dimineață, da? Hai, salutări. Dacă mai vine idei de ce să vânez sau de ceva deosebit. Ok? Hai, noroc. Salutări.